in 200 meters at the roundabout. Take the second exit. To make Romanians read books. That's good, yeah. Thank you for promoting me. It's nice. No, it's important for kids. Hey, say hello to Romania. Hello, Romania. Pentru a vizita Auschwitz îți trebuie cel puțin 5-6 ore. Mă refer aici la Auschwitz 1 și la celelalte două lagăre, Birkenau și Monowitz. Eu am avut la dispoziție doar 2 ore. Așa cum am povestit pe Instagram pe contul Ai Cartei Parte, am mers în Kielce, în Polonia, pentru o săptămână cu un program Erasmus, dar despre asta am să vă povestesc separat cu invitați. Programul acolo a fost foarte încărcat și nu am avut timp liber, doar în penultima zi, să zic, am tras chiulul de la program și am pornit spre Auschwitz. Din Kielce până la Auschwitz faci cam 2 ore și jumătate. Am ajuns acolo la 1:30, însă nu am putut intra imediat pentru că nu ți se permite, trebuie să aștepți după program. Adică programul începea la ora 2 sau la ora 3 fără ghid. Am ales cu ghid, nu neapărat o alegere potrivită. Iată, aici este orașul Oswiecim, cel în care se află aceste două lagăre despre care am pomenit mai devreme, Auschwitz 1 și Birkenau. Cum spuneam, n-am avut foarte mult timp la dispoziție, dar atât cât am putut, am zis de cât de loc, mă bucur că am ajuns aici, mi-am dorit foarte tare să ajung aici. Am văzut foarte multe filme și documentare legate de al doilea război mondial, de Holocaust. Mi-am dorit mereu să ajung să văd unde au murit toți acei prizonieri, toți acei bieți oameni care veneau cu gândul să muncească. Ca recomandare de film pot să vă las lista lui Schindler, iar la carte aș spune Omul în căutarea sensului vieții, despre care am și povestit cu cei cu care am mers la Auschwitz, am povestit pe drum și le-am recomandat și lor această carte a lui Viktor Frankl, supraviețuitor al lagărului. Dar nu aici, la Auschwitz, cred că la Dachau, dacă mi-aduc bine aminte. Foarte mulți turiști, foarte mulți. Speram să fie mai liber și să pot filma, dar pe de altă parte cred că e bine să fie lume, pentru că altfel mi s-ar fi părut destul de dezolant locul acesta. Surprinzător, arată foarte bine. Dacă te duce să-l vizitezi pur și simplu ca pe muzeu și n-ai ști ce s-a întâmplat acolo, îi spune, ia uite cât de frumos, cât de bine este întreținut. Da, noroc cu aceste pancarte, am mai înțeles una alta. Nici nu știu cu ce să încep, cu intrarea, nu? Acest celebru slogan, munca te va elibera, Arbeit macht frei, dacă am citit eu bine, inscripție cu litere de fier forjat. Iată ce dovadă a cinismului conducătorilor naziști. Semnificația sloganului a fost ulterior înțeleasă de bieții oameni deportați, aduși cu forța în lagărele respective. Trupele SS germane triau astfel oamenii, după cum ne-a menționat și ghidul și după cum am văzut în filme și după cum am citit în cărți, bătrânii și copiii erau despărțiți de grupurile apte de muncă și se pregăteau să facă ultimul drum al vieții lor către camerele de gazare. O să vedeți la final, am filmat puțin și de acolo. Camere care erau ascunse sub forma unor dușuri. E foarte greu să povestesc despre lucrurile astea. Erau oamenii batjocoriți și înfometați, își pierdeau încetul cu încetul personalitatea și mă refer aici inclusiv la înfățișarea lor, pentru că erau tunși. Urma apoi înregistrarea și tatuarea numerelor respective pe braț. Please be honest, the biggest traps in thinking about Auschwitz is that someone had to kill another person to follow the enemy. These were seldom military skills. Întâi au fost aduși prizonierii sovietici, după care evreii. Ghidul ne-a povestit că toată campania militară a naziștilor a fost finanțată de evrei pe care i-au furat constant, pentru că atunci când îi aduceau cu trenul, erau puși să-și aducă toate bunurile de valoare în ideea în care ei veneau la muncă, de aici și sloganul că prin muncă vor fi eliberați. Și se estimează că în jur de 50.000 de vagoane au plecat din Auschwitz către Germania cu lucruri furate de la prizonieri. Într-unul dintre blocuri vezi ceva care te marchează, nu am filmat așa ceva, nici nu se vedea foarte clar, este o urnă cu dinții deținuților. Apoi am văzut o cameră, cred că în blocul numărul 4 era plină cu poze de ofițeri SS și diverse figuri marcante ale regimului, tot felul de citate din discursurile naziștilor.
și am mai văzut o hartă care ne arată principalele orașe de unde veneau trenurile morții până aici la Auschwitz. În a doua cameră am văzut poze cu deținuții și cu numerele pe care naziștii le tatuau pe pielea fiecăruia pentru a ști astfel care este deținutul, cine ești, ce istoric are. Am înțeles că în jur de 100 de deținuți au reușit să evadeze, însă la fiecare evadare împușcau alți 100 de oameni. În blocurile 6 și 7 am văzut cum trăiau prizonierii de la Auschwitz și condițiile sanitare. Tot ghidul ne-a spus că erau treziți din somn la 4 și jumătate dimineața, aveau foarte puțin timp să se spele la grămadă, apoi se adunau la apel pentru a fi numărați de către paznici. Mergeau către locurile de muncă, unde munceau până seara, când se întorceau cărând cadavrele deținuților morți din ziua respectivă. Mai exact, mâncau ce apucau la comun, dar de multe ori se culcau înfometați. De la ghid am aflat că, începând cu 1942, multe femei ajungeau în lagăr însărcinate. Până în vara lui 1943, fiecare nou născut era ucis. Unii dintre ei erau injectați cu fenol, alții erau înecați. Însă de la jumătatea anului 1943, nou născuții care nu proveneau din părinți evrei erau lăsați să trăiască și înscriși în tabăra de la Auschwitz. În primele luni, deținuții dormeau pe jos, pe câteva paie de fân care erau aruncate pe podea. Mai târziu, aceștia au primit saltele și ulterior au fost construite și paturi. Da, am ținut să iau această sârmă ghimpată care în trecut era electrificată și era imposibil, aproape imposibil să evadezi. Vă spuneam că au reușit câțiva, iată, ăsta e locul de unde cineva era permanent acolo și veghea, era, chiar nu aveai cum să fugi de aici, să treci peste acest gard din beton. Cutremurătoare imagini, cutremurătoare toate camerele, toate blocurile pe care le-am văzut. Femeile erau înghesuite în băi pentru a se dezbrăca în fața soldaților și ofițerilor. Unele dintre ele erau violate înainte de către paznici și funcționari. Bărbații erau și ei obligați să se dezbrace înainte de execuție, tot într-o baie. Am luat mai mult imagini de afară decât din interior, pentru că eu sper să ajung cândva din nou aici și să pot vedea toate blocurile, toate camerele. Dar mai ales cu tremurătoare mi s-au părut camerele de gazare. O să vi le și arăt mai încolo, cum spuneam, când ajung acolo. În clădirea crematoriului, câteva încăperi au funcționat drept camere de gazare principale, iar în stânga acestora erau două cuptoare în care erau arse cadavrele. Și corpurile erau apoi cărate în roabe care erau patinate pe șine de tren. Am văzut foarte multe obiecte ale prizonierilor, ochelari, bagaje, încălțăminte și tone de păr uman. Toate erau expuse, șocant. Nu știu, e incredibil că așa ceva s-a putut petrece. Păr și dinți. Am pielea de găină când vă povestesc toate astea. În momentul în care oamenii ăștia au ajuns în lagăr, n-au mai fost oameni și au pierdut numele, personalitatea, viața și chiar și cei care au rămas în viață, pentru că aia nu mai era viață de om. Toate poveștile macabre pe care le-am citit și văzut noi în filme s-au întâmplat în mare la Birkenau, acolo unde mă gândesc să ajung cândva, când voi avea într-adevăr timp de vizitat. Vă spuneam că purtau aceeași uniformă cu dungi în care dormeau și munceau, uniformă marcată cu semnul specific, adică dacă erau evrei aveau acel semn al lui David, dacă erau țigani sau homosexuali, nu mai știu exact, dar toți erau însemnați. Iată cum arătau toaletele, WC-urile, băile. Aici câteva tablouri cu trupele SS. Pe partea cealaltă aveam deținuți îmbrăcați în uniforme, aici erau dușurile, cam așa se spălau. Da, am reușit să iau câteva imagini, era închis cu lacătul și nu puteai intra. Din nou, mi se pare că așa ca loc arată
foarte bine dacă n-ai ști ce s-a petrecut înăuntru. E bine că am avut inscripții și locuri inscripționate cu pancarte unde să vezi ce s-a petrecut în fiecare bloc, dar din păcate timpul nu mi-a permis să văd mai mult. Spre final, nu cred că am filmat aici, am pus doar pe Instagram, parcă cu telefonul am filmat. Am arătat și birourile. Birouri. Deci cum o fi să ai birou aici, să lucrezi în aceste clădiri? E o clădire administrativă în care oamenii lucrează de dimineața până seara și clădirea respectivă este împrejmuită cu sârmă ghimpată. Wow, 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 da. Hai să vedem ce mai avem. Ulterior au început să fie construite paturile, vă spuneam mai devreme, și aveau mici saltele pe care puteau să stea. Au început să le creeze cât de cât niște condiții, ai spune umane, dar... În cobaie, aici se spălau și am ajuns într-una dintre camerele macabre sau locurile macabre, blocurile. Deja din momentul ăsta, nu știu ce să mai zic, efectiv au fost gazați, aici erau pedepsiți, uite când veneau, era imposibil să poți rezista în locul acela. N-am filmat prea mult, nici nu aveai voie și nu mi s-a părut corect să fac ceva de genul. Iată locul în care un ofițer era în permanență prezent, astfel încât să nu poată evada cineva. Și cam asta a fost. Da, camera, crematoriul. N-am ce să mai zic de aici, din momentul ăsta. Vă las pe voi să vedeți această ultimă cameră cu soba în care erau arse cadavrele.